Odată cu apariția primului focar de boală limbii albastre în România, în 21 august, situația nu a putut fi ținută sub control, chiar dacă Autoritatea Națională Sanitară Veterinară a luat măsuri pentru prevenirea răspândirii bolii. Două cazuri au fost semnalate în județul Mureș pe data de 10 octombrie în comunele Vânători și Brâncovenești, dar din păcate boala s-a răspândit. Avem la ora actuală 13 focare în 7 localități ale județului. O să vă enumăr localitățile: Archita, Aidicel Pădure, Comor, Valea Izvoarelor, Bărboș, Bagnea și Bărdești. Direcția Sanitar Veterinară a aplicat toate măsurile legale cu privire la restricționarea circulației rumegătoarelor speciilor receptive la această boală. De asemenea, lumea mai trebuie să știe că un transport de animale se poate face doar cu documente sanitare veterinare eliberate de medicul veterinar de liberă practică. Așadar, Direcția Sanitar Veterinară va face controle în trafic tocmai pentru a urmări respectarea normelor legislative în vigoare și de asemenea să constate dacă proprietarii de animale au aviz interjudețean.